Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Izbândim prin lege, nu prin har. Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Roman, capitolul 5, versetul 20. Nu încetez să mă minunez și să mă întreb de ce ne-a scos Dumnezeu de sub legea Vechiului Testament și a instituit harul. Un răspuns bun ar fi: pentru că, deși legea le-a arătat oamenilor cât de slabi sunt, nu le-a dat și puterea să o împlinească, să o respecte. Să presupunem că îți place să mănânci multă ciocolată, dar pentru că nu vrei ca asta să pună stăpânire pe tine, îți impui o lege. Nu trebuie, n-am voie și deci nu voi mai mânca niciodată ciocolată. Reușești chiar să te autoconvingi că pentru tine este un păcat să mănânci ciocolată. Dar această lege autoimpusă nu-ți stopează pofta de ciocolată. Se pare că de fapt ai probleme și mai mari. Acum nu te mai gândești decât la ciocolată. Toată ziua și toată noaptea nu ai altceva în cap decât ciocolată. În cele din urmă te trezești că mănânci ciocolată pe furiș, pentru că le-ai spus tuturor că nu o să mai mănânci ciocolată în veci. Nu poți mânca ciocolată în fața oamenilor, așa că te ascunzi când o mănânci și ajungi să te simți cu adevărat vinovat, pentru că acum ai devenit un păcătos ticălos. Acum înțelegi suferința de a fi în temeiul legii, în loc să fii liber în Hristos? Nou-convertiții își concentrează adesea atenția asupra legilor lui Dumnezeu pentru a-și putea controla pornirile, dar nu reușesc. Pe măsură ce se maturizează, ei învață să se orienteze spre călăuzirea Duhului Sfânt și descoperă astfel că El îi poate izbăvi de dorința de a păcătui. Legea presupune o viață trăită prin puterea voinței. Viața trăită prin har presupune trăirea sub călăuzirea zilnică a Duhului Sfânt. Ce favoare, ce eliberare!